mare deosebită onoare și plăcere să venim astăzi să vă felicităm cu o dată rotundă, o dată frumoasă, o dată care inspiră viață, inspiră încredere și inspiră mai departe dedicație în tot ceea ce ați făcut pentru cultura, folclorul național. Și dorim ca mai departe să fiți alături, să ne bucurați pe toți cetățenii cu acel insuflu al patriotismului, al culturii, al strămoșilor noștri, care acest grai se transmite din generație în generație. Și dumneavoastră îl transmiteți generației tinere. Mulțumesc, vă mulțumim mult și vă dorim multă, multă sănătate, să ajungem la 101 ani tot aici în ograda asta, așa, cu doba, cu toți. Dumnezeu. Și sărbătorim 101 ani. Vă doresc la mulți ani și din partea Raionului, o mică mențiune și din partea Ministerului, la fel din partea domnului ministru, o diplomă de onoare care se decernează dumneavoastră, fiind, o să-i dau citire, doamne Ana Prisăcaru, solistă în cadrul orchestrei de muzică populară Rapsozii din orașul Cimișlie, în semn de profundă recunoștință și înaltă apreciere în promovarea valorilor naționale pentru merite deosebite în domeniul creației muzicale și aport remarcabil în promovarea culturii și artei interpretative. Igor Șarov, ministru Educației și Culturii. Mulțumesc. Vă mulțumim cu drag. Mulțumesc. Anișoara Prisăcaru, interpretă de muzică populară din Republica Moldova. Dumneavoastră sunteți cea mai frumoasă astăzi și împliniți o vârstă foarte mică, în jur la 30 de ani. Noi vă dorim multă, multă sănătate. Să nu știți niciodată de cuvântul durere sau mă doare sau asta. Aveți tot timpul sănătate și mult sănătate. Secția Cultură, Tineret, Sport vă urează cele mai bune și cele mai fericite momente și clipe când anume concertați, când sunteți în scenă și cântați cu duieșie. Să trăiți la mulți ani! Eu vreau să o felicit pe Anișoara cu ziua de astăzi. Este o zi foarte frumoasă. Este o zi semnificativă și pentru mine. Pentru că nepotul meu tot este născut astăzi și împlinește 6 ani. Și dumitale, Anișoara, împlinește 60 de ani. Vreau să spun că și atunci când lucram la Radio Media, mereu am promovat cântecele dumitale. Pentru că, așa cum am mai scris în rețele de socializare, sunteți privighetoarea Cimișliei. Când mergeți la radio, când mergeți la înregistrări, spuneți că sunteți de unde? Din Cimișlia. Să fiți sănătoasă, pentru că lucrul acesta este cel mai important și să vă bucurați, iată, de noi, de acești prieteni adevărați care au venit astăzi să vă susțină. Mulți ani trăiască pentru Anișoara Prisăcaru! Domn Vasile, bună ziua, orchestrei, bună ziua, reprezentanților administrației. Eu, cu mare deosebită plăcere, vreau să mulțumesc doamnișoară, să-i sărut mâna pentru clipele care au făcut ca lumea uneori să plângă, uneori să zâmbească, deseori să zâmbească, ne-a făcut viața mai frumoasă. Vreau să mai punctez din partea colegilor de la Ștefan Neaga, care am fost și colegi, am fost și colegi de orchestră, și din partea satului Gradiște, în special Biblioteca Publică Gradiște,
vă aducem calde și multe felicitări și mulțumim. Și un vers, fii cald la inimă și darnic, fă binele cu pas tăcut. De n-ai făcut, de-i plânge odată, dar noi să plângi că ai prea făcut. Nișoara, eu mă alătur la toate cele care s-au spus și la cei 30 de ani care au spus Radion fără sâmbite și duminici, sâmbitele și duminici că ai fost ocupată permanent. Și la cei 60 care de acum anișoară, și având în vedere vârsta asta, noi, cum se spune, te primim în clubul celor peste 60 și din partea clubului niște cuvinte plăcute. Anii trec și așa mereu vor trece. Dar nimic nu este în zadar. Fiecare clipă o petrecem, rupând firele ușor din calendar. Când ajungi încet la o etate, viața-ți amintești cum a trecut. Are totul mare însemnătate, chiar de nu e așa cum ai fi vrut. Cea mai mare realizare a vieții sunt copiii buni și iubitori. Bucuria ți-o înmulțesc nepoții, ce sunt harnici, bravi și silitori. Și prieteni ce au rămas o mână, dar mereu la bine și la rău. O urare astăzi vin să-ți spune, să te aibă în pază Dumnezeu. Să fiți fericit întreaga viață cu cei scumpi alături la un loc, orice zi trăită cu dulceață, sănătate multe și noroc. Să simțiți și acum încă iubirea. Vă urăm gând vesel și curat. Să trăiți cât mai senine zile și să fiți cu sufletul împăcat. La mulți ani! Mulțumesc mult! La mulți ani sănătate! Mulțumim! Mai mult am fost cu voi cât am fost cu soțul meu! Fost, mai mult! Ne-ați fost permanent în preajma noastră, dar și la bine și la greu. Și mulțumim că așa o personalitate și o ființă, femeie, ați fost alături de noi, care ne-ați dat curaj permanent nouă bărbaților, să facem veselie tuturor oamenilor de bună credință. Felicitări la mulți ani! Mulțumim. Sănătate multă și să fie pace și liniște în familia dumneavoastră! Mulțumim! Eu spun că noi trebuie să ne așezăm odată. Să ne uităm, să ne amintim tot și da, pe unde am parcurs noi, pe unde am cântat, trebuie vreo 3 zile, cred, să ne așezăm așa, dar încât de vreme. Un roman. Pe vreo 20 de ani ne-am așezat și ne-am uitat. Mulțumim. Hai, sănătate. La mulți ani! Cadou muzical, o lungorică, așa, în o grada noastră, unde nu a fost niciodată, o mică veselie. Dar veniți la umbră, și nu stați așa, veniți la umbră.
prieteni, vreau să spun și eu un cuvânt. Domnul președinte, doamna Ana Cățeliar și domnul Redon, secția cultură, vreau, toți prietenii mei dragi, aș vrea eu astăzi vă spun un singur cuvânt, dar în fața dumneavoastră, că fără de prieteni nu fac nimic. Una, am fost invitată la televiziune, cred sâmbătă va fi în reluare. Primii care m-au invitat a fost Moldova 1, cu cinste și onoare, care îmi promovează toate cântecele mele frumoase. Eu cred că lumea care ne vor asculta se vor găsi în cântecele mele, că majoritatea sunt din viața mea și toată lumea se regăsesc în cântecele mele. În lume, la un capăt de pământ, mi-ai dorit doar zile bune, nopțe în inimi mi-ai dorit. Drumule, m-ai dus în lume, la un capăt de pământ, mi-ai dorit doar zile bune, nopțe în inimi mi-ai dorit. Dar pe drumul cel departe, în țara străinilor, n-ai nici casă, n-ai nici parte, și doar lacrimă și dor. Banii zboară, n-ai ce-i face, tinerețea mi-a trecut. Drumule, te rog, întoarce-i într-un sat unde am crescut. Anii zboară, n-ai ce-i face, tinerețea mi-a trecut. Drumule, te rog, întoarce-i într-un sat unde am crescut. Căci pe drumul cel departe, în țara străinilor, doar de lacrimă ai parte, doar de lacrimă și dor. Am stat la masă, de străini m-am săturat. Du-mă drumule spre casă, unde singur i-am lăsat. Cu străini am stat la masă, de străini m-am săturat. Du-mă drumule spre casă, unde singur i-am lăsat. Drumule, unde m-aș duce, câte lacrimi n-aș vărsa. Iar și cu străini la masă, dor de casă voi cânta. La căsuța părintească, la bătrânii mei părinți, că aici vor să se întâlnească nepoții cei cu minți. La căsuța părintească, la bătrânii mei părinți, că aici vor să se întâlnească nepoții cei cu minți. Să ne adunăm cu toții pe prispa din bun străbuni, să gândim la rostul veții, cea de acasă nu străini. Să ne adunăm cu toții pe prispa din bun străbuni, să gândim la rostul veții, cea de acasă nu străini. Bună ziua, dragă mea! Sănătoasă, nu-ți pară că ai de voie. Mulțumesc! Ca creșterile noastre să fie frumoase și deosebit cum ești, noi te iubim foarte mult, îți dorim multe ani înainte, fericire alături de tico. Sunteți niște părinți extraordinari, vă iubim enorm de mult. La mulți ani! Uitați! De pățan! Eu, pățan. Stai acolo, Andrei. Mulțumesc! La pățan, te-ai putea să-ți zic frumos, ca pentru lăsare,
Această aniversare este un prilej de a vă mulțumi pentru tot, pentru noi, pentru tot binele care o faceți de zi cu zi. Vă mulțumim pentru inima bună, pentru dragoste, pentru susținere, pentru ajutor și pentru, pentru că existați. Mulțumim! Mama, te fericităm cu ziua asta frumoasă. Te-ai născut 60 de ani în urmă și ești atât de frumoasă, parcă avea și 20-30 de ani. Mulți ani îți dorim să arăți mereu așa, să fii mândru din noi și mai mult succes în viață, că mai ai multe de făcut. Mulțumesc. Te iubesc foarte mult. Mulțumesc. La mulți ani! Găsit lumea aleasă, muzica m-a scos din casă. Unde lăutare răsună, vin și eu cu voie bună. Bun găsit lumea aleasă, muzica m-a scos din casă. Unde lăutare răsună, vin și eu cu voie bună. Vorghești lumea, vorghești, că puterea îmi slăghești. Eu le spun să vadă ghini și barbata-mi lângă mine. Vorghești lumea, vorghești, că puterea îmi slăghești. Eu le spun să vadă ghini și barbata-mi lângă mine. Hai la joc pe înșercare, să vedem care picare. Să văd cine-n față-mi treși și mă treși când pitreși. Hai la joc pe înșercare, să vedem care picare. Să văd cine-n față-mi treși și mă treși când pitreși. Vorghesc pe la porți în drum, că am bărbățelul bun. Bun aș vorbi de rău, dar e bun că-s bună eu. Vorghesc pe la porți în drum, că am bărbățelul bun. Spun aș vorbi de rău, dar e bun că-s bună eu. Casă și e voie bună, bem din bejinul cu spumă. O cană cu bucurie, ca să facem veselie. Casă și e voie bună, bem din bejinul cu spumă. O cană cu bucurie, ca să facem veselie. De când sunt eu măritată, am prieteni de altă dată. Îl aștept pe-al meu bărbat cu mâncare și pat cald. De când sunt eu măritată, am prieteni de altă dată. Îl aștept pe-al meu bărbat cu mâncare și pat cald. Și-amu, spuneți voi nevesti, nu pentru alta mai este. Că la alta dacă-l prind, din o gradă foc i-a prind. Și-amu, spuneți voi nevesti, nu pentru alta mai este. Că la alta dacă-l prind, din o gradă foc i-a prind. Tot așa-mi-o zis bărbatul, să nu joc cu unul altul. Știu să fac la casă treabă și la joc să șiu de șagă. Știu să fac la casă treabă și la joc să șiu de șagă. Cât puterile mă duc și chișoarele nu-mi curc. Prima noastră întâlnire ca atare a fost când vineau studenții, se duceau, cum spuneau înainte, în stroi atreaduri. Eu lucram medic veterinar la ferma din colhozul 21 parțiez, așa se numea, măi, Dimitri Cantemir, a fost ultimul. Și acolo ne-am întâlnit, acolo ne-am prima întâlnire, prima dragoste. Într-adevăr, este o femeie de, cum, de
de familie, de preții, e o femeie de aur. Mulțumesc Domnului că ne-am întâlnit împreună, am creat o familie. Au mai fost și reproșuri, au mai fost și, știți cum, ca în viață, pe unde ne mai sfădeam, pe unde ne mai iubeam, cum se spune, este așa. Am ajuns la 37 de ani de viață împreună. Niciodată nu i-am fost piedică în viață, viața ei de creație, de cântici, de potrivă. Mă mândream că se duce, se promovează. Eu rămâneam acasă cu copiii, câteodată și campoturi făceam, nu era nicio problemă. Ea când vine acasă, se plea de bucurie, mă rog că bărbatul i-a făcut și campot și mâncare și tot ce trebuiește tot la locul lui. În orice caz, piedici nu i-am pus, din potrivă, că o mai ajutam dacă trebuia ceva cu procesul de creație. Om Victor are câteva cântece populare vestite, printre ele este Dăm bărbatii cheile, să încistesc femeile. Văd că ușa Bejului e deschisă, dar pahar de vin se găsește în familia Prăștăcan întotdeauna. Un pahar de vin se găsește, într-adevăr, Beciul n-a fost încuiat niciodată. Cum spune, nu i-am dat peste mână niciodată, permanent e deschis, dar mă rog, așa e cântecul, așa a fost autorul cânticului, mă rog, așa și se cântă. Eu pus lăcat la jină, la-di-da-da-di-da. Dar eu nu-s femeie proastă, dă-i cu orice orașul, dă-i. Am scos și nu pe fereastră, măi bărbate, măi. Dar eu nu-s femeie proastă, dă-i cu orice orașul, dă-i. Am scos și nu pe fereastră, măi bărbate, măi. Putoiul era uscat, la-di-da-da-di-da. Unde-i și numai nevastă, dă-i cu orice orașul, dă-i. Tu ești gospodin în casă, măi nevastă, măi. Unde-i și numai nevastă, dă-i cu orice orașul, dă-i. Tu ești gospodin în casă, măi nevastă, măi. Bărbatii nu mă-ntreba, la-di-da-da-di-da. Că eu nu s-ar de tata, la-di-da-da-di-da. Tu lega, iar eu săpam, dă-i cu orice orașul, dă-i. Și la băut drept nu am, măi, bărbate, măi. Tu lega, iar eu săpam, dă-i cu orice orașul, dă-i. Și la băut drept nu am, măi, bărbate, măi. La-di-da-da-di-da. Și la băut drept nu am, la-di-da-da-di-da. Am cinstit ca altă dată, dă-i cu orice orașul, dă-i. Să nu-mi pui la bești la cată, măi bărbate, măi. Am cinstit ca altă dată, dă-i cu orice orașul, dă-i. Să nu-mi pui la bești la cată, măi bărbate, măi. Tu lega, iar eu săpam, dă-i cu orice orașul, dă-i. Și la băut drept nu am, măi bărbate, măi. Am cinstit ca altă dată, dă-i cu orice orașul, dă-i. Să nu-mi pui la bești la cată, măi bărbate, măi. Sunt Tatiana Alexandreanu, catare după soț, dar catare sunt Tatiana Prisăcaru, sunt fiica lui Anișoara Prisăcaru, care mă mândresc foarte mult că am așa familie, dar așa a fost destinul ca să mă căsătoresc și să iau familia soțului meu. Vreau să spun că este o mamă foarte bravă, este o mamă foarte bună, mereu m-a susținut și m-a ajutat în toate. Oricât mi-a fost de greu, oricât mi-a fost de bine, ea mereu a fost alături. O iubesc enorm de mult, chiar și permanent ea a fost, ea este umărul meu și acum și o să fie întotdeauna. Ea este stâlpul casei noastre și el și ea și tăticul. Ei stâlpii noștri care noi ne mândrim cu ei foarte mult și iubim foarte mult și mulțumim că sunt alături de noi.
dar calități am așa, sunt izghit așa ca mămica, să zicem așa. Dar să zicem, da, zicem așa că sunt așa ca mama, dacă pe unde merge mama, arde focul, așa fac și eu. Unde merg eu tot, fix așa. Dar tata, am luat de la tata că... Tata a luat frumusețea de la dânsul, adică ochii lui, ăsta mei. A luat, el e și jalnic și umănos. Asta a luat de la el. Dar de la mama, mama așa cum este ea. Ea dacă a zis albă, e alb. Dacă e negru, e negru. Ce-i dorești, mămică, la acest jubileu, la această sărbătoare frumoasă? Îi doresc încă mulți ani înainte. Vreau ca să fie cu noi mereu. Și mulțumesc Dumnezeu că îi mulțumesc lui Dumnezeu fiindcă mămica anul trecut i-a mai dat încă o șansă la viață și este alături de noi și mă închin până la pământ că ești mama noastră și noi te iubim enorm și mulți, mulți, mulți ani să fii alături de noi. Am în casă două flori, un băiat și o fată. Sufletul mi-l port ușor, inima-mi păcată. Am în casă două flori, un băiat și o fată. Sufletul mi-l port ușor, inima-mi păcată. Merg pe drum cu fruntea sus, la greu și la bine. Doi copii ca pe un vis, ei știu lângă mine. Merg pe drum cu fruntea sus, la greu și la bine. Doi copii ca pe un vis, îi știu lângă mine. Dragii mamei copilași, sfatul meu ascultați, măi, dragostea pentru cei dragi, rog să n-o uitați. Dragii mamei copilași, sfatul meu ascultați, măi, dragostea pentru cei dragi, rog să n-o uitați. Voi pe drumul cel ușor, să cinstiți părinții, că toți stau la geam cu dor, singurei ca sfinții. Voi pe drumul cel ușor, să cinstiți părinții, că toți stau la geam cu dor, singurei ca sfinții. De-aș trăi să-i pot vedea pe-ai mei nepoții, măi, dar mai mult m-aș bucura ca să fiu cu ei. De-aș trăi să-i pot vedea pe-ai mei nepoții, măi, dar mai mult m-aș bucura ca să fiu cu ei. Știu că n-am trăit degeaba pe acest pământ, măi, și nu ca doi trecători cum e frunza-n vânt. Că n-am trăit degeaba pe acest pământ, măi, și nu ca doi trecători cum e frunza-n vânt. Prin adeții vânt și ploi și sub stea albastră, dragii noștri sunteți voi toată averea noastră. Prin adeții vânt și ploi și sub stea albastră, dragii noștri sunteți voi toată averea noastră. Eu mă numesc Victor Păsăcaru, fac parte din familia lui Păsăcaru, Victor și Ana. Sunt părinții mei dragi, care eu iubesc din suflet. Ce pot să spun? Sunt o familie strânsă, sunt o familie bravo, sunt și la bine și la greu. Permanent au fost împreună. Noi cu ce am putut i-am ajutat permanent, că suntem copii, dar mai mult fac ei. Îmi place foarte tare vocea ei, cum cântă ea.
Îmi place cum ne-a tratat tot timpul ăsta. Aș zice că e cea mai bună mamă din lume, dar adică fiecare a spune asta. Dar eu într-adevăr o spun că prin câte a trecut ea, puțini oameni au trecut și din viața ei care au trecut tot puțini. Îmi place cum lucrează. Îmi place cum face o mâncare. Îmi place cum se distrează cu noi. Adică e la 100%, e la 100. Noi toți o iubim și suntem foarte fericiți. Sunt bucuroasă, cântă în codru turturele, eu când dor de nepoțele. Două slabundi ca flori măi, ajutorul mâna lor măi. De nu-mi vin ca să-i pustie, cine are nepot știe. Vremea trece, vremea vine, ce mă aleg viață din tine. N-ai nepot, nu ai copii, degeaba prin lume vii, mă. Să ne fie sănătoase. Are bunul o nepoată care numele îi poartă. Se mai ceartă, dar îmi joacă, bunei toate le iartă. Nu-i copil așa să crească, cu nimic să nu greșească. Vremea trece, vremea vine, ce mă aleg viață din tine. N-ai nepoți, nu ai copii, degeaba prin lume vii, mă. Ce-ți spun, măi, n-aduna bani la colțun, măi, că averea e nepoți, măi, strânge-i la tine pe toți, măi. Nu-mi doresc nimic mai mult, măi, decât vorba să le ascult, măi. Vremea trece, vremea vine, cântecul meu va rămâne. Vremea trece, vremea vine, ce mă aleg viață din tine. N-ai nepoți, nu ai copii, degeaba pe lume vii, măi. Vremea trece, vremea vine, ce mă aleg viață din tine. Nu ai copii, degeaba pe lume vii, măi. Mă numesc Alexandrana Victorița, sunt nepoata Anișoarei Pisăcaru și vreau să o felicit pe bunica cu această sărbătoare mare și deosebită. Vreau să doresc multă sănătate, putere, dragoste, toate visurile, toate gândurile să devie realitate.
Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o doua șansă bunicii să fie alături de noi și să continuăm cântecele noastre și colindele noastre cu care ne mândrim foarte mult. Și o iubesc foarte mult și nu mi-aș vedea viața dacă ea nu ar fi pe această lume. Eu, de mic copil, mai mult am copilărit la bunica, am simțit dragostea de bunei. Eu seamăn cu bunica, seamăn la păr, am darul ei de a cânta. Am cântat cântecul ei moldovenesc pe plai moldovenesc și avem și două colinde. Am fost la Chișinău, la televiziune, la O nouă zi am fost, la noi în sat am fost și multe emisiuni. Da, eu îi promit bunicii că voi fi mereu alături de ea și o voi ajuta la bine și la greu și că o să cânt ca ea, o să fiu și, și eu artistă ca ea și nu vă părăsi niciodată. Flori de măr, că vă vin colindătorii, ler-ler și flori de măr. Pe la miez de cântătorii, ler-ler și flori de măr. Eu vin de la Sângerei Chișcăreni, dar fiindcă am fost furată de un brav medic veterinar, am rămas la Cimișlia și tot cariera vieții mele a fost aici. Dar vreau în primul rând să vă spun la toți telespectatorii noștri, la toți fanii mei dragi care ascultă cântecele mele, căci prin intermediul dumneavoastră, domnul Andrei Bargan, pentru mass media sunt promovate toate cântecele mele, la care vă mulțumesc din suflet, căci un artist se vede sus acolo când sunt promovate cântecele artistului. Și am multe sunete de la băștinașii, de la cimișleni, care se regăsesc în cântecele mele frumoase și mă bucur nespus de mult că au ajuns cântecele mele la sufletele oamenilor noștri. Tinerică am plecat dintr-un sat îndepărtat,
dar mi-e dor de chișcăreni și de dragii mei săteni, măi. Gospodar și omenoși, sat cu oamenii frumoși, să-mi trăiești satule sfânt, vin la tine cât mai sunt, măi. Am un sat și un meleac pe care îl cânt cu drag, cântecul mi-i rădăcina și norocul și lumina. Viața-n-i un drum pe jos, drum de dus și drum de întors. Cinci copii cu grija lor, nu doresc dușmanilor, mă. Lăsând casa părinătească și pe sora la fereastră, când e cul m-a dus în lume, ca să-mi fac și eu un nume. Sa ce-mi este atât de sfânt, eu cu drag astăzi te cânt, și prin cântecele mele îl înalți până la stele. Azi femeie împlinită, am nepot și-s fericită, ce-a dorit sufletul meu, m-a ajutat Dumnezeu, mă. Nu-s părinții în o gradă, bunii mei ca să mă vadă, fericirea vieții grele sunt doar cântecele mele. Am un sat și un meleac pe care îl cânt cu drag, sat în care m-am născut, eu cu drag astăzi te cânt, măi. Am un sat și un meleac pe care îl cânt cu drag, sat în care m-am născut, eu cu drag astăzi te cânt, măi. Copiii sunt sensul vieții omului, fiindcă dacă nu vor fi copii și nepoți, noi trăim pentru ei, trăim pentru copii. Și dar acum trăim pentru nepoți. Cum a fost? A fost greu. Și casă construită și la lucru venind și acasă cu copii și grădiniță atât. Dar cântecele, când era vorba de cântat, lăsam tot și eram... mi-a fost dat voie, n-am avut nici o pedică ca eu să mă oprească soțul să nu mă duc să cânt. Învoirea lui, sau mai bine zis, nu având gelozie față de mine, eu am fost lăsată de a aduce cânticul oamenilor pe acest pământ. Anișoara, știm că ai mulți prieteni între artiști, dar astăzi ar fi momentul să mai aduci aminte de unii din ei, că ați cântat și la hramuri, ați cântat și pe la nunți, și pe la sărbători, concursuri, festivaluri, turnee peste hotare. Vă spun că ne pare foarte rău, stimați telespectatori, că am avut anul ăsta, am vrut să fac un festival la Cimișlia, un festival, dar un concert omagiat la Cimișlia cu artiștii mei dragi, Ioana Căpraru, Igor Rusu, Anșoara Dabija, Nicolae și Sidor Glib, care vin de la mine de acasă, de la Sângerei, Luminița Calut, Anatol Latșăp, Nicolae Codină, dar uite că pandemia ne-a dat peste cap și s-a primit așa cum este, dar eu cred și vă spun la toți că la anul vine festivalul Ion Bazatin, la care eu am pornit, cariera mea artistică a fost pornită de la Orchestra Hora, de la ansamblul lui Ion Bazatin, și eu cred că la anul, dă Doamne să fie bine, între lume, între de a ne da voie de a fi spectacole și de a cânta în fața lumii, de a duce omagiu frumos pentru lumea întreagă. Anișoară, știu că ai zeci de cântece și de poate chiar și sute, că nu pe toate le-ai filmat, nu toate sunt funantecate. Cum ai ales repertoriul? De unde vin aceste cântece și ce redau ele? Repertoriul meu este compus din viața și din durerea sufletească mea. Precum vă spun că cinci am fost în grijă mamei, aceasta este tematica sau cartea de vizită a mea. Fraților împăcați este o realitate la ziua de azi. Am în casă două flori, păi am un băiat și o fată. Totul a inspirat, din suflet a venit. Cu dor de nepoțele, am două nepoate frumoase, iar acum a venit și un nepoțel.
Încă nu a venit cântecul pentru trei, dar cred că va veni, mergem înainte. Nu se termină viața aici, noi mergem cu cântecul și cu dragoste față de oameni înainte. Dar mă bucur nespus de mult că ambele nepoțele mele cântă și am cu ele imprimate cântece pascale, cântece colinde pascale, colinde de anul nou. Am un colind de la mama de acasă când mergeam cu sora mea prin sat și colindam, cum era așa la anul nou, dar acum în cânticul meu pe Plaiul Moldovenesc, care a fost compus de Silvia Zagoreanu și Mihai Mihalăchioaie, este un cântec, le plac și la nepoțele și mie și cântăm împreună. Am cântat și la hram, și la orice manifestație, ce a fost în Cimișlia, mai ales la hramul satului, când vine atâta lume frumoasă în centru de o dragoste de a asculta și de a cânta. Foaie verde măr domnesc măi, pe plaiu moldovenesc măi, măi, de la Nistru până la Prut măi, oameni buni am întâlnit măi, măi, pământenii mei frumoși, oameni harnici drăgăstoși, așa sunt din moș strămoș măi. Moldoveancă sunt și eu, mă mândresc cu neamul meu și am să cânt cu drag mereu, măi. Anișoara, ai amintit de câteva festivaluri care sunt legate și cu numele tău și chiar și Ion Bazatin. Permanent ai fost la acest festival, pe scenă ai cântat și ai făcut parte din această orchestră. Mai este și Ion Popușoi și mai sunt și alte festivaluri. Te rog să-mi spui ce înseamnă pentru tine aceste personalități și aceste festivaluri. Festivalul lui Bazatin, cum am spus, cariera mea a fost început cu Bazatin, cu domnul Ion Bazatin, un coregraf de mare succes. M-am gândit în viață că eu voi fi la Cimișlia pe atunci, 79-83. Eu cântam cu domnul Ion, a fost în Africa, în Angola, și cu el am cântat, cum era pe atunci, în limba rusă, Catiușa. Merge vorba de festivalul lui Ion Popșoi. Ăsta e ceva aparte, care eu cântând în orchestră 20 de ani, fiind cot la cot cu Ion, ne pare foarte rău că a plecat foarte devreme, dar mă bucur faptul că venind după 40 de zile de pomenirea lui Ion, mi-a venit o inspirație a sufletului, ne-a scris cânticul Ai plecat, Ioane. Este un cântec care, într-adevăr, toată viața lui am pus-o pe foaie. Și este un cântec foarte frumos din suflet. Viața-i bună și frumoasă, ne știi să trăiești, măi. Tu erai la orice masă, viața-i bună și frumoasă, te știi să trăiești, măi. Tu erai la orice masă, să ne înveselești. Vino, Ionică, vino, puișor, te aștepte în drag, Ioane, să-ți cântăm de dor. Vino, Ionică, vino, frățior, te așteptăm, drag Ioane, să-ți cântăm de dor. Ai plecat din lumea asta într-o zi cu nori, lăsând copii, nevasta și frat și soror. Ai plecat din lumea asta într-o zi cu nori, lăsând copii, nevasta și frat și soror. Vino, Ionică, puișor, te aștept în drag, Ioane, să-ți cântăm de dor. Vino, Ionică, vino, frățior, te aștept în drag, Ioane, să-ți cântăm de dor.
zile lor. Ai muncit mără cu tine, în griji nevoie măi, dar moartea cea haină te-a smuls dintre noi. Vino, mănică, vino puișor, te-aș de când dragă Ioane să-ți cântăm de lor. Vino, puișor, te aștept în dragă Ioane să-ți cântăm de tot. Om în viață cât trăiește își face avere, tu ai lăsat în urma ta lacrimi și durere. Om în viață cât trăiește își face avere, tu ai lăsat în urma ta lacrimi și durere. Te aștept în drag, Ioane, să-ți cântăm de dor. Vino, Ioanică, vino, frățigor. Te aștept în drag, Ioane, să-ți cântăm de dor. Mai departe, am fost la foarte multe concursuri, la Nicolae Solac, prima ediție, unde a fost 184 de participanți și eu am trecut. Maestrul, violonistul mare a poporului, domnul Nicolae Bodgros, cred că ne-a secerat printre degete pe toți și din 184 am rămas numai 15. Mă bucur nespus de mult că am fost apreciată de primadona, doamna Maria Bieșu, la festivalul Tamarei Ciobanu, unde am luat premiul 2. Tot au fost foarte mulți participanți, dar festivalul acesta este foarte greu de a ieși în scenă, de a nu fi nimeni lângă tine, de a cânta 8 lucrări în diferite genuri. Și lălăită, și doine, și balade, și sârbă, și coră, și de joc. Însă eu am ținut piept și a ieșit învingătoare. Mulțumesc din suflet. Am avut foarte multe și la, în România, când a fost diplome de excelență, la foarte multe concursuri și festivaluri am cântat. Unii mă bucur nespus de mult că a fost evidențiată din prima. Nu a mai fost nevoie de a mă mai duce a doilea sau a treilea an. A fost din primul an, din prima ediție, primită. Anișoara, și acum să le spui, dacă nu regrezi că totuși te-ai stabilit la Cimișlia și nu la Chișinău, acolo unde forfotiește viața, unde puteți devii o artistă emerită, fiindcă mulți din noi poate se gândeau că vor zbura departe, dar așa a fost viața. Totuși, te simți împlinită? Cum? Da, într-adevăr, mă simt foarte împlinită datorită soțului meu. De ce vă spun? Dacă eu n-aș fi fost dat voie sau, cum mai bine zis, puse bieță în roate, că nu mai cânți, gata, ai copii, stai acasă, poate veți fi într-un loc acolo ceva dureros, că nu-mi dă voie de a pleca, de a cânta. Dar eu am fost, eu dacă trebuia să plec la orice petrecere, la o cumătrie, la o nuntă, unde eu am fost în România la festivalul tradițiilor naționale, când cu Ion Popșoi, cum era înainte județul, la Sibiu am fost. Când am venit acasă, nu mă-ți crede, murăturile erau așezate, copiii lângă soț, noi avem, iar în gospodării, vacile mulse, tot. Vă spun, n-am avut niciodată
o piedic sau ceva de a nu cânta. Cred că asta mă sună mai mult la Cimșlea, că eu am fost permanent în cântare, cu orchestra. Și dacă orchestra Rapsodia, am fost și în Ucraina, și în Belorusia, și în România, cu orchestra și am cântat. Și am fost permanent, am fost plecat cu orchestra. Și ce îți dorești pe viitor, fiindcă după 60 vine 65, 70, 80, 85, 90 tot așa? Știți, domnul Andrei, eu cred că așa a vrut Dumnezeu, la ce mă gândesc eu, că într-adevăr anul trecut noi am avut o linie neagră a familiei noastre și eu și soțul am fost grav bănavi, dar vă spun, cred că Dumnezeu ne iubește sau mai bine zis credința noastră în Dumnezeu ne păstrează sau ne dă a doua șansă a vieții de a mai cânta, de a mai aduce oamenilor cât de ce frumoase, dar fiind alături de soțul meu, de a vedea nepoței cum crezi, de a vedea nepoțele. Iată, mâini pe mâini, o să fiu și străbunic, fiindcă nepoți care are 16 ani. Am nepoți mari care au crescut alături de noi și iar acum avem un nepoțel mai mic, până ce e ultimul, dar cred că vine că generația tânără merge înainte și noi alături de ei. Să fiți sănătoși și întotdeauna să fiți o familie unită și în viață și la concerte și să aveți succese, să vă bucurați de viață, de toți cei care sunt alături de dumneavoastră, de admiratorii dumneavoastră care aveți sute și poate chiar și mii. Și nu doar aici, în Răinul Cimișlia, pe întreaga Republică Moldova. Toate cele bune, sănătate! Vreau să vă mulțumesc încă o dată la toți cei care ne priviți. Priviți Media TV, ascultați cântecele mele frumoase, fiindcă sunt promovate de mass media și nu numai cântecele mele, dar al tuturor artiștilor. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc la toți sănătate, că aveți nevoie de ea. Nu se împacă frați cu frații, măi. Se tot ceartă ani și ani, de la casă, de la bani, măi. Se dezbină, se mănânc, ură-n suflet prin cuvânt, măi. Haideți, fraților, uitați rălile și vă împăcați, măi. Și vă fură. Cei frumoși să ne adune bucuroși, măi. La o masă, la un vin, fără niciun gând haină, măi. Haideți, fraților, uitați rălile și vă împăcați, măi. Pe voi aruncați cu ură. Și vă fură.
învăța a iubi și a ierta mai. Că bucata de pământ nu încape în mormânt mai. Ce folos de aver și bani dacă frații sunt dușmani mai. Haideți, fraților, uitați rălile și vă-mpăcați mai. Când voi aruncați cu ură, viața trece ca o glumă. Haideți, fraților, uitați rălile și vă-mpăcați mai. Când voi aruncați cu ură, vine străinii și vă fac.